Universul liturgic al Ortodoxiei Realizator, Părintele Simeon Pintea Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Pentru întâlnirea de astăzi am venit în fața domnilor voastre cu o carte se numește Intrarea în Împărăție, o carte care a fost scrisă de către un părinte arhimandrit de la Muntele Atos pe nume Vasilios Gondikakis, care a trăit la Muntele Atos pe, prin anii 60 și care a avut un rol important împreună cu alți părinți duhovniciți de la, de la Muntele Atos pentru renașterea, vieții monahale de acolo din Sfântul Munte, dar și în ceea ce privește curentul de renaștere liturgică care exista în perioada respectivă în, în biserica ortodoxă și nu numai, și în biserica Apusiană, în biserica romano-catolică. A fost o o mișcare liturgică, o mișcare de revigorare a vieții și a trăirii liturgice, deoarece Așa cum, cum se exprimă și părintele, părintele Vasilios, teologia însă, și teologia este liturgie, este liturgică în esența sa. Nu e o filozofie, nu e, o, nu e un sistem filozofic sau epistemologic. ci în orice caz, zice dânsul, este filozofică sau sistematică, dar expresia ei este mistică și liturgică. De aceea am venit la, la această emisiune, așadar cu această carte, se numește Intrarea în, în împărăție. Ea a fost tradusă din limba greacă, în care a fost, sigur, scrisă această carte, prin purtarea de grijă, prin osteneala părintelui, părintelui profesor Ioan Ica, cel care, într-o perioada a fost și decan al facultății noastre de teologie de aici de la Cluj, a fost profesor de dogmatică și cartea a apărut în anul 2007 la Sibiu la editura Deisis. Astăzi aș dori să lecturez, să citesc câteva fragmente din așadar din această carte, Intrarea în împărăție, câteva fragmente dintr-un capitol care se intitulează organizarea bisericii ca Inițiere în taina sfintei trăimi sau mistagogie triadică. De ce am ales acest capitol al cărții, deoarece în emisiunea trecută de, de, de lunea trecută, am, am vorbit despre, am reflectat împreună asupra dimensiunii trinitare a cultului creștin. Și astăzi aș dori să, să citesc așadar câteva fragmente care susțin ideile pe care le-am enunțat data trecută în emisiunea de data trecută despre unitatea bisericii după chipul preasfintei trăimi. Așadar, scrie părintele Vasilios, odată cu întruparea cuvântului se deschide calea împăcării, odată cu creația bisericii avem cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii. Citează din Apocalipsă, din capitolul 21. Biserica are misiunea de a da mărturia unității, pentru că în ea Dumnezeu nu este cunoscut ca un simplu monarh, ci ca o comuniune de a trei persoane. Și cuvântul s-a întrupat ca să se descopere adevărata unitate și libertate care împărățește în sânurile Dumnezeirii. S-a făcut trup. Ca să arate misiunea duhovnicească a trupului și modul în care toate au venit la lumină, cresc și se transfigurează prin unitatea și fecunditatea Sfintei Trăimi. Dacă putem să ne exprimăm astfel, Dumnezeu nu s-a gândit să creeze Biserica unită. El a creat-o după chipul său. Unitatea Bisericii nu este o consecință a gândirii ci un reflex al unității mistice a Sfintei Trăimi. Ceea ce există veșnic prin fire în relațiile celor trei persoane se dă prin har în viața oamenilor. Sfânta Biserică este o icoană a lui Dumnezeu, ca una ce lucrează printre credincioși aceeași unire care este chiar în Dumnezeu. Domnul este cunoscut ca trimis al Tatălui, și în întreaga sa viețuire și ascultare de Tatăl ne descoperă modul negrăit al vieții trăimice. Iisus Hristos este cuvântul. Cuvântul era la Dumnezeu, citim în Evanghelia de la Ioan în primul capitol. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, iarăși la slumea și mă duc la Tatăl, zice Mântuitorul Hristos în aceeași Evanghelie, în capitolul 16. El ne comunică experiența vieții sale împreună cu tatăl. Toate câte am auzit de la părintele meu, vi le-am făcut cunoscute și vouă. Și mărturia dată de el este adevărată pentru că Domnul mărturisește: Eu nu caut voia mea, ci voia tatălui meu care m-a trimis pe mine. În consecință, aceeași tăgăduire de sine se cere și de la tot cel care vrea să-l urmeze pe Domnul. Așadar, Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenic al meu. Aspru este acest cuvânt. Cine poate să-l asculte? Dar este singurul drum spre unitatea dumnezească și viața cea veșnică. Domnul n-a venit ca să facă ceva ușor, ci ceva adevărat. A venit să aducă adevărul și viața. Prin ascultarea sa până la moarte. El a despicat de sus până jos catapeteasma stricăciunii și a, răz și a răzvrătirii care ne separă de Dumnezeu și ne-a deschis intrarea în sfânta sfintelor, a libertății și a unității. N-a venit să-i unească pe oameni între ei, depreciind diferențele lor, n-a venit să îndemne la o simplă coexistență pașnică, a venit ca să ne unească cu Tatăl său și Tatăl nostru. Căci prin el și unii și alții avem apropierea de Tatăl într-un singur duh. N-a avut drept scop să lase în urma lui un grup de indivizi care să conlucreze bine între ei, pentru că și păcătoșii fac acest lucru, și păcătoșii conlucrează între ei. A venit să ne nască din nou, să aducă unitate nouă, unitatea trăimică, o pace care covârșește toată mintea după cuvântul său. Pacea mea dau vouă, nu cum de lumea dau eu vouă. Nu este un adept al vreunui efort pacifist. Din potrivă, mesajul lui este atât de radical diferit de ideile și acțiunile celor ce se înțeleg între ei într-un cuget în chip rău, încât pentru ei el apare și este dezbinare și sabie. N-am venit să aduc pace, ci sabie, zice Domnul, am venit să-l dezbin pe om. A venit Domnul să dezbine stricăciunea din oameni, să o desfințeze, să dezbine și să desfințeze stricăciunea din lume. N-a venit să facă comentarii despre ea, să o împartă. Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi, zice Hristos în Evanghelia de la Luca? A venit să se dea pe sine însuși, să împartă trupul său, luați, mâncați trupul meu care se frânge, a venit să dea pe Duhul său, luați Duh Sfânt și a creat mica turmă a celor 12, biserica, a adus în lume dinamismul trăimic și sănătatea, a luatul împărății care să dospească cele trei măsuri ale întregii creații. Lucrul de care avea nevoie lumea e turma trăimică, indiferent dacă este mică sau mare. Măreția ei se găsește în treimicitatea ei. Lucrul după care însetează omul este veșnicia, fie și numai o cât de mică veșnicie. Și acest lucru există aici. Treimicitatea este veșnicia. Aceasta este viața veșnică ca să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. De aceea, în rugăciunea sa arhierească, Domnul revine mereu și mereu la aceeași cerere. Se sfințește pe sine însuși ca să fie sfințiți într-o adevăr cei 12, adică biserica. Se sfințește pe sine însuși pentru ca să poată exista în lume, în istorie, în mod, un mod de viață mai presus de lume. Pentru ca trăimicul după cum să poată împărăți precum în cer, așa și pe pământ, ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, în mine și eu întru tine, ca și ei să fie una întru noi. Unul este centrul și obârșia lumii, văzute și nevăzute. Unul este modul adevăratei unități și existențe, modul de viață al Sfintei Trăimi. Și acest lucru îl cere Iisus Hristos de la Tatăl și să fie uniți, după cum suntem noi, să fie uniți pentru că noi suntem uniți și nu există un alt mod de viață și de rodire autentică. Acest sfânt, după cum trăimic valorează mai mult decât unitatea, este acel singur lucru de care e nevoie. Și dacă iubim cu adevărat unitatea, trebuie să avem dispoziția și puterea de a o sacrifica, de a o pierde pentru el. Numai atunci o vom găsi și ne vom bucura de ea nevătămată, dăruită neîncetat de el însuși. Dacă din potrivă suntem dispuși să sacrificăm toate până și baza ecleziologică trăimică de dracul unei unități inventate de noi înșine, atunci ne luptăm de fapt ca să menținem în întunericul schismelor și să prelungim confuzia. Sau mai exact, atunci mărturisim prin comportarea noastră că n-am cunoscut niciodată cu adevărat biserica și unitatea ei indestructibilă care se întemeiază pe Domnul, cel care se frânge, dar nu se împarte. Și pe Duhul Sfânt, cel care se împarte fără să sufere patimă, și se împărtășește în întregime. Dacă această unitate s-ar distruge chiar și numai o singură dată, faptul acesta ar arăta că ea era întotdeauna nepotrivită și nedemnă de așteptările omului și de darul lui Dumnezeu. Ar însemna că niciodată ea nu ne-ar face părtaș prin har la viața fericită a trăimii celei neamestecate și nedespărțite. Și Domnul continuă rugăciunea sa arhierească cu fraza, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Dacă biserica există, așa cum o cere Hristos, atunci ea dă și mărturie. Și mărturia ei nu este un mesaj fără legătură cu viața ei, ci este întreaga articulare a existenței sale de un cu totul alt mod dictat și sfințit de trăimicul după cum. Biserica nu va fi unită în orice mod și pentru orice scop, ci va fi unită, adică este și rămâne unită, fiindcă nu există un alt mod de existență pentru ea. Pierderea conștiinței trăimice înseamnă, de fapt, căderea din Biserică. Existența ei nu este pentru nimeni un motiv de teamă, ci o mângâiere. O mărturie a iubirii lui Dumnezeu și o dovadă a puterii și proniei sale, ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. Numai astfel lumea e condusă la credință și iubire, astfel învățăm necredința și prov altfel învățăm necredința și provocăm ura. Lumea are nevoie de simțirea faptului că Dumnezeu o iubește. Acest lucru îmblânzește patimile, întărește nădejdea și înnoiește setea de viață. Și această veste bună, această evanghelie, e făcută cunoscută de biserică prin modul ei de existență kenotic, prin aceea că este unită după cum e unită prea sfânta trăime. Devenind astfel o arătare vie a lui Dumnezeu, o teofanie în istorie. Acest lucru înseamnă pentru biserică și pentru fiecare mădular al ei o cruce, o durere, o cale a suferinței, o pierdere a toate, dar și o libertate absolută, o bucurie și sentimentul că în lăuntrul ei și în jurul ei se săvârșește lucrarea sfântă de mântuire a întregii lumi de către Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Transfigurarea creației și înălțarea tuturor în spațiul Împărăției. Biserica are o singură misiune: să existe în lume și, prin prezența și modul ei de existență, să mărturisească: Nu mai trăiesc eu, ci Sfânta Trăime trăiește în mine. Ea nu improvizează, nu-și face voia ei. Precum aude, așa judecă. Unitatea Bisericii, la modul trăimic, o face în stare să devină. Părtașă în mod organic la viața Dumnezească și fericită, să primească, să primească harul mângâietorului, să dea mărturie de faptul că Dumnezeu iubește lumea. Aceasta este misiunea Bisericii: să dea mărturie de faptul că Dumnezeu iubește lumea. Cine a văzut cu adevărat Biserica, a văzut Sfânta Trăime. Această vedere este Raiul arvuna vieții viitoare și a împărăției. E o vedere descoperită celui botezat în numele Sfintei Trăimi, celor care au dobândit nu numai unirea cu Sfânta Trăime, dar și unitatea care se înțelege în Sfânta Trăime. Uniți trăimic, cei 12 apostoli au fost trimiși în lume precum Tatăl a trimis pe Fiul Său în lume. Nu te teme, turmă mică, zice Domnul Hristos. Lucrul este deja săvârșit în potență. Fecioara a spus Arhanghelului Gabriel: Fie mie după cuvântul tău! Domnul a zis: Tatălui său ceresc, facă-se voia ta. Biserica zice în fiecare zi: facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Așa începe să lucreze în lume lucrarea sfântă a Trăimii sau Ierurgia Trăimică. Nu vă temeți de turma trăimică, în ea se ascunde puterea care o face să aducă roadă de la sine. Nu vă temeți pentru că nimeni nu poate să oprească lucrarea ei sfântă. Nu vă temeți pentru că ea este bucurie și veste bună pentru toți. Scopul Domnului este unul singur: să întemeieze Biserica. În acest scop a săvârșit lucrarea lui. Și, în timp ce se jertfea pentru viața și mântuirea lumii, el se roagă, în rugăciunea lui, pe Tatăl numai pentru biserică, iar nu pentru lume, nu pentru lume, mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Și astfel ne arată că iubește el, în fapt, lumea și vrea ca toți. Cei din lume să se mântuiască. Dacă iubim lumea, urmând exemplul Domnului, trebuie să ne întoarcem spre Biserică, iar nu spre lume. Biserica este podoaba, ordinea și frumusețea lumii. În ea, întreaga lume își găsește sens și armonie. În afara Bisericii se face haos și ruină. Astfel, cea mai mare iubire și unica binecuvântare pentru lume nu este asistența ei într-un mod lumesc, ci extinderea bisericii care îmbrățișează, care dă viață, care bucură toate. Biserica este însuși Hristosul lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, care este în lăuntrul nostru, este cerul pe pământ. Scopul ei este să rămână pe pământ, nu să fugă de lume. Până când nu o ia împreună cu ea, până când o face cer. Potrivit făgăduinței lui, așteptăm un pământ nou și un cer nou, iar în această nouă creație, cerul și pământul sunt una. Înțelegem astfel că unirea adevărată se va face într-un spațiu eshatologic, dar aceasta nu este ceva care ne plasează din punct de vedere temporal departe de unitate. Dacă lucrurile ni se par așa, aceasta dovedește că ne aflăm departe din punct de vedere trăimic, că suntem departe din noua înțelegere, de noua creație pe care le-a inaugurat Hristos. Eschatologia a început deja și există oameni care la judecată nu vor veni, ci se mută din moarte la viață. Aducând în biserică, în Dumnezească liturgie, de toate și pentru toate credincioșii nu caută, ci primesc unirea tuturor. Unitatea bisericii nu este un sistem administrativ sau o procedură care poate fi văzută cu ochiul liber și dirijată într-un mod omenesc. E o taină divino-umană, cunoscută în Duhul, care alcătuiește întreaga așezare a bisericii. E o realitate din afara lumii, care dă viață bisericii, deși se găsește în lume. E libertate eschatologică de care se bucură biserica, deși există în istorie. E adunarea, este sinodul cerului și al pământului. Dacă Domnul ar fi vrut o simplă unitate administrativă, fără nicio prelungire de viață și de taină, ar fi putut da ca imaginea unității bisericii Imperiul Roman, zicând, Părinte, voiesc ca toți credincioșii să fie uniți așa cum e unit Imperiul Roman. Însă el n-a făcut așa ceva, ci a cerut ca trăimicul, după chipul trăimii, să ritmeze toate în viața bisericii. Și a semănat împărăția lui cu o realitate autodinamică, sporitoare și vie în întregul realității ei. El a spus, împărăția cerurilor se aseamănă unui aluat, unei semințe, unui mărgăritar ascuns în pământ și care valorează atât încât un negustor care l-ar găsi ar vinde toate ca să-l obțină. Mărturia Harului Unității Trăimice e dată de întreg trupul bisericii, de structura ei administrativă, de viața ei liturgică și de creația ei teologică. Biserica nu este o organizare de oameni pioși, dispunând de oportunități liturgice pentru a satisface nevoile psihologice ale credincioșilor săi, sau de teologie, ca să rezolve probleme și rebusuri metafizice. Ea este cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii. Este turma cea mică. Și în același timp mai largă decât cerurile, și ca atare nu este conținută, ci conține ea istoria și întreaga creație. Nu putem lăsa nimic în afara botezului lui Hristos. Nu putem să stăpânim o administrație lumească în biserică și să dăm mesaje duhovnicești prin cuvânt sau în scris, pentru că atunci mesajele ar slăbi de îndată, pierzându-și caracterul duhovnicesc și substanța lor. Viața noastră este autentică și sănătoasă dacă își are o bârșia în Dumnezeu și e mișcată de Dumnezeu în toate formele ei. Dacă atât în administrație cât și în cuvânt, nu noi suntem cei care lucrăm și grăim, ci Duhul lui Dumnezeu care să lășluiește într noi. Dacă o cărăști o iposta a Sfintei Trăim, o cărăști întreaga trăime. Și dacă detașezi un singur aspect al vieții de schimbarea cea neobișnuită de prea cuvenită, afectezi întreaga taină, îți dezarticulezi întreaga viață și te chinuiești, neprimind cu vrednicie pe cel ce mărturisește categoric, iată eu pe toate, le fac noi. Potezul ortodox ca o întreită cufundare a întregului trup și nu ca o stropire parțială apare și aici, ca având un simbolism profund care se aplică întregii vieți a Bisericii. Unirea tuturor pentru care se roagă Biserica nu se înțelege nici ea ca o ansamblare a unor fragmente de comunități creștine, ci ca o extindere a unității trăimice care se lucrează sfânt în trupul ei liturgic. Reunirea Bisericii e o expresie cu totul neprobată și care întunecă chestiunea. Ea nu provine din conștiința teologică ortodoxă, ci dintr-o viziune lumească. Realizarea propriilor noastre planuri și confederații, ca substitut al unității sacramentale trăimice, e o nenorocire și o condamnare pentru omul plăsmuit după chipul lui Dumnezeu. Taina unității, trupului lui Hristos, nu se definește în categorii filozofice, nu se limitează la voințele create, nu este încătușată de amenințările unei infailibilități personale, nici nu este pusă în mișcare de afirmarea unei pietăți individuale. Le încearcă, le clatină și le face noi pe toate, dăruindu-le tuturor luminate de strălucirea luminii necreate, transparente, vii, între pătrunse. taina unității așa cum o trăiește și înțelege biserica este împărăția Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt prin care suntem uniți ca dintr-o putere unificatoare iar diferențele noastre parțiale contopindu-se într-un chip mai presus de lume suntem adunați împreună într-o unime de formă și într-o unire ce imită pe Dumnezeu. Iată aceasta este meditația, reflexia teologică foarte profundă a părintelui Vasilios, arhimandritului Vasilios, pe care v-am lecturat-o din cartea Intrarea în Împărăție. O carte, o scriere care contribuie și ea, contribuie și ea la renoirea liturgică, la renoirea teologică care a fost o mișcare în mijlocul veacului trecut. Sigur, am citit această meditație în, în legătură cu ceea ce spuneam și în emisiunea trecută, că baza, fundamentul cultului creștin este, este trăimia. Întregul cult ortodox nu este altceva decât o celebrare personală și eclezială deopotrivă a preasfintei trăim. Și lucrul acesta, deoarece organizarea bisericii ca, ca instituție divino umană nu este altceva decât, decât reflexul preasfintei trăim. Și de asemenea, idee importantă pe care Trebuie să o, să, să, să o reținem din atât din textul acesta, cât și din faptul că întregul cult al Bisericii celebrează trăimea. Biserica menține astfel conștiința Trăimică, conștiința preasfintei trăimi. Cine a văzut cu adevărat Biserica a văzut Sfânta Trăime. Biserica, liturgia, viețuiește, lucrează după chipul prea sfintei trăim, să ne ajute și să ne ocrotească bunul Dumnezeu pe toți, să avem o săptămână bună.